ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu. La mulți ani, dragii mei, ține aici mic și ciupuliș, are nevoie de mângâieri și atenție și pupici și cadouri. Se pare că, într-adevăr, și cărțile arată că veți primi cadouri. Cadouri primite. Aveți numărul? Ia să vedem noi cu ochii mei de vulturi, deși Uliu este totemul meu. Uite că am probleme cu vederea. 13. Puf, puf. 13. Știți că 13 este numărul, în tarot, este numărul acela periculos. Reprezintă moartea, transformare, renaștere, reînviere, reconstrucție, interpretare, înviere, cum vreți voi. Însă, că tot e ziua voastră, clar că veți primi cadouri, cât de puține, și de la mine sper să fie cadou acesta un cadou frumos. Și chiar dacă n-ați primit niciun cadou, deși e cam trist, un leu ușor să nu primească cadouri, chiar dacă nu ați primit, primiți cadouri divine. Există cineva în preajma voastră care vă susține lumina. Dacă acum unii străluciți mai puternic sau, alții mai timid, dacă sunt și lei timidi, sau care nu neapărat sunt timizi, care și-au consumat energia în situații, o să vă zic eu de ce, în situații mai puțin plăcute, sau poate cine știe ce structură astrală aveți în harta voastră, da, și vă consumați pentru ce nu trebuie și v-ați pierdut o parte din lumina, din energie. Există o altă lumină în preajmă. O fi personaj fizic, persoană pe care o cunoașteți din familie sau dintre prieteni, sau poate chiar oameni care vă admiră, vă transmit energie pozitivă. Și dacă nu ar fi să vă dați seama cine ar fi acest personaj, deși eu cred că există și în plan fizic, cu siguranță că aveți o susținere spirituală. Îngerii vă susțin în această perioadă, soarele vostru, mamă. Da, și asta vreau să spun, primiți cadouri spirituale sau descoperiți talente, Doamne ajută. Doamne ajută, și nu știu de ce, tocmai acum, am senzația că ceva se deschide la nivelul chakrei inimii. Ceva se deschide la nivelul chakrei inimii. Wow, hidden beauty, ce frumos. Am zis eu, frumusețe ascunsă undeva în voi, care stă să fie descoperită. Și nu degeaba am avut chiar acum niște senzații la nivelul inimii. Ceva, poate că unic. Că ăsta e adevărul, da? Unii lei care nu sunt tocmai evoluați sau care au anumite planete, în anumite zodii, au tendința să fie egoiști. Este casa egoului, este adevărul, fără nicio rușine și fără nicio jenă în a recunoaște o situație, da? Există acest potențial pentru unii, mai ales cei cu soare în leu sau cu Venus, da? Sau poate chiar cu lună. E acest ego care se manifestă uneori într-un mod negativ. Însă, cred că și unii și ceilalți, toți evoluați, neevoluați, în această perioadă, cum am zis, primiți niște cadouri divine și descoperiți o frumusețe ascunsă, da, în voi, interioară, pe care n-ați mai descoperit-o. Tocmai în această stare în care poate unii dintre voi, repet, poate că nu toți o trece prin aceleași situații, vă simțiți obosiți din cauza unor situații prin care ați trecut. 45, poate e vârsta cuiva, poate aveți 45 de ani, 13 să vă spună ceva. 3 și cu 1, 4, da? 4 este un număr stabil. Aceste cadouri, aceste talente, aceste descoperiri ascunse, casa 12, că e Mercur în casa 12, dacă nu greșesc, da? Ceva ascuns în voi descoperiți, ceva frumos. Și frumos ar fi să investiți. Ia uite și... Ah, ce frumos! Și în spatele acestei frumuseți ascunse este un erou care trebuie să ardă, să se desfășoare. Am zis că unii dintre voi sunteți mai monocromi, să zicem. Într-o privință, poate nu arătați în public, Poate o chestie doar interioară, repet că lei nu arată. Cine are aspecte știm, da? Că nu arătăm ce ni se întâmplă. Poate aveți probleme unii de sănătate, probleme financiare, diferite chestii. Însă aceste cadouri primite vă ajută să dezlănțuiți răul interior din voi. Și interesant că a venit și la săgetători, dacă nu greșesc, la jumătatea lunii, da? Iulie, poate aveți acolo planete sau aspecte sau ceva în casa 5-a, acum depinde și de ascendentul vostru, da? Se întâmplă sau a 9-a? A 5-a sau a 9-a? Aveți numărul 3, da? Trebuie să ieșiți din timiditate, din oboseară, din blocaje, unii dintre voi, dintr-o situație pe care o țineți în secret, și poate reușesc să fac acea înregistrare, și să dezlănțuiți această forță, acest foc, creator, sunteți creativi, ego-ul se poate manifesta în mod pozitiv ca și un erou. Erou are și el ego-ului, da? Și fricile, că ego înseamnă și frici, da? Frici, dar le depășește, fiecare erou are frici. Nu vă închipuiți că este un nebun care se aruncă în foc. Nu, știe. Da. Ca și cei care lucrează, ca și pompieri, poate lucrați cu foc într-un fel sau altul, da? Cei care lucrează în zona asta știu pericolele, dar totuși înving frica. Aici este, învingeți frică. Oh, ce frumos, erupție de lumină, vai, dar nu mai continui, faceți-vă singuri scenarii. Erupție de lumină. Wow, ce frumos, leuții mei. Erupție de lumină, în momentul în care accesați această frumusețe interioară. Și spun că poate totuși cineva vă ajută, ori dintr-un alt plan, din 5, ori de aici, din jur, nu știu. Știți că aceste cadouri primite pot să fie și niște complimente, niște cuvinte, sau cineva se uită, vă analizează, vă studiază și spune la un moment dat: uite, eu cred că tu ai putea să faci cu tare lucru, sau simt că ești potrivit pentru un anumit job, pentru o anumită, da, o anumită chestie. Și acestea sunt discuții, sunt mesaje, vreau să zic. Da? Le puteți primi și pe calea aceasta a comunicării, că tot e un 3 acolo. Ce frumos! Din partea oracolelor ați primit speaker, da? Oratorul, comunicați. Poate cineva vă comunică, eu vă comunic despre aceste cadouri primite. Da, ce drăguț! Dar ideea este că dacă ar fi să vă concentrați pe carieră, încercați să alegeți o carieră în care să desfășurați această forță creativă, da, această erupție de lumină, să se manifeste într-un mod prin comunicare față de cei care vor să vă asculte. Da. Eu mă refer acum la cei care au un grad de experiență, au o anumită vârstă sau măcar niște studii care îi ajută să se reprezinte ca și niște oratori. Da? Însă, ca să ajungeți acolo, poate nu o să vorbiți toți în public, este clar, dar vorbiți ceea ce aveți de spus și măcar celor dragi, colectivului din care faceți parte, grupului de prieteni, chiar dacă sunteți mai tineri, încercați să îi inspirați, că asta face oratorul, îi inspirați, îi ghidați, da? Pentru că aveți niște talente. În continuare, trebuie să lăsați ceva în urmă. Este cartea Scorpionului, a casei 8-a, Let Go. Lăsați să se ducă. Ceva ce nu a crescut, ceva care probabil a părut iluzoriu, lăsați să se ducă. Și grijile, da, că tot se vede totuși o stare de tristețe. Și începe să vă colorați, da? Treceți de la monocromia asta la o fază plină de culoare, da? De pasiune și apoi, evident, exprimați creșterea spirituală. Ce frumos! Ce frumos! O să am tot două înregistrări. Am spus că dacă ar fi vorba de job, încercați să comunicați, să vă alegeți un job în care comunicați. Din seria mesajelor de la îngeri, în timp ce am amestecat un scurt mesaj pentru unii. Singurul lucru real este dragostea, da? Dragostea care crește ca un pom mare și în coroană se naște un nou univers. E un nou univers. Creați acest univers împreună cu universul. Co-creați, da? Universul, dar ca să ajungeți să înțelegeți acest potențial de creștere și de creație, trebuie să vă dați timp, în primul rând, să înțelegeți că lucrurile sunt mai profunde, da? Și tocmai pentru că sunt mai profunde, ne trebuie răbdare. Și uneori relaxare, da, e un somn aici, relaxare, relaxați-vă, pentru că în timp ce dormiți, în timp ce vă relaxați, îngerii au posibilitatea să vă vindece, pe de-o parte, de această stare de lictis plictis a unora, glumesc, încerc să fac și mici glumițe, această stare de oboseală, de dezamăgire, de depresie pentru unii, da? Vine soarele, este deja soarele pe casa voastră întâi, da? A unora, sau soare pe soare, dar se amplifică niște forțe. Dar dați-vă timp să vă odihniți ca să fiți inspirați, să primiți acele mesaje. Ia, se vede? Să primiți mesajele în timpul somnului sau când vă relaxați, faceți o sesiune de meditație, stați la malul mării, în grădină, nu contează unde. Nu contează unde. Relaxați-vă și acceptați că lucrurile sunt mai profunde și nu le puteți vedea. Și dacă le-ați vedea, dragii mei, cu siguranță că nu le-ați înțelege în faza în care sunteți. Trebuie să depășiți o anumită fază ca să vedeți și frumusețea interioară și acel erou care trebuie să ardă, să explodeze într-un fel, să se extindă și să aibă loc acea erupție de lumină la momentul potrivit, la momentul potrivit. Și atunci, am zis, atunci va fi erupția de lumină, va fi acel erou care va crea un nou univers, o nouă viață, un nou stil de viață. Poate vă mutați, am spus, pentru unii posibil și trebuie să aveți răbdare. Mesajele astea se adaptează în multor situații. Sunt cât mai generale, nu cât mai generale. Și am mai venit, practicați compasiunea. Am spus, pentru cei care au tendința să fie mai egoiști și au lucrat mai puțin cu ego-ul lor, încercați să fiți mai empatici, mai blânzi cu cei din jur și să înțelegeți, încercați și eventual încercați să nu mai lăsați gândurile negative acești sau prieteni în ghilimele, evident, să vă influențeze, să vă aducă în starea asta de supărare, de tristețe, de da? Bucurați-vă, bucurați-vă de soare, bucurați-vă de daruri, am zis că și prin comunicare. Cineva, universul, cineva vă șoptește că puteți mai mult, că aveți o frumusețe pe care încă n-ați dezlănțuit-o la maximul ei potențial. Dar ca să o descoperiți, trebuie să practicați compasiunea și cu voi. Și compasiunea nu înseamnă, nu zic musai că vă învinovățiți, poate unii da, poate alții ba, depinde de cât ați lucrat cu ego-ul vostru, dar compasiunea înseamnă să vă oferiți timp de relaxare, să acceptați deciziile pe care ați luat deciziile cele mai bune la momentul respectiv. Nimeni nu ia deciziile proaste, ia deciziile, da, cele mai bune. Ideea este că sunteți în niște relații karmice. Și posibil din cauza aceasta v-a apărut, practicați compasiunea și față de voi, că încă nu ați ieșit, și față de ei, că se poartă într-un anume fel. Asta sunt șabloane pe care, iau, aveți răbdare, am zis bine. Sunt șabloane pe care trebuie să le experimentați până le învățați. Alt mesaj, în timp ce am amestecat cărțile acestea, a venit Marele Preot, 3 de cupe, ce frumos! Marea preoteasă, dar pe oblic. Pe diagonal, vreau să zic. În fine, Marele Preot. Posibil acasă, unii dintre voi vă întâlniți cu prietenii, da? Și discutați. Posibil la aceste discuții s-ar putea să discutați dintr-una într-alta la băuturică, știți cum e, la băuturică, la suc, să treceți să discutați și despre chestii secrete, mai mult sau mai puțin, oculte, că le au plăcerea să discute despre lucruri care țin de religie, de ocultism, da, știm. Așa, pentru alții, alt mesaj. Cei care sunteți căsătoriți, e posibil cu un 3 de cupe și o mare preoteasă să fie pentru unii, nu neapărat căsătoriți, care sunt într-o relație mai de lungă durată, există posibilitatea să există un trio, un triunghi amoros. Pentru că aceasta înseamnă și secrete și apare 3 de cupe, care înseamnă, evident, triunghi amoros, da? Voi doi și încă cineva. Și în secret, da? E persoana care e cu spatele, da? Ori persoana aceea vă place, ori voi o simpatizați. Există acest potențial. Este doar un scurt mesaj. Ideea este că vă controlați emoțiile, vă menține stabilitatea acasă. Acasă. Trebuie. Altfel, dacă nu vă mențineți echilibrul emoțional și stabilitatea în cuplu, acasă, riscați o situație neplăcută. Riscați. E un Uranus aici, este un turn, este un magician, da? Riscați. Cineva să încerce să manifeste ceva, dar după ce manifeste interesant, apare 7 de monede. Trebuie să așteptați foarte mult ca să se manifeste vreo poveste de dragoste care la un moment dat ar putea să vă dea dureri de cap. Sunt mai multe variante. Pentru unii dintre voi, a mai apărut la etalarea la alegere, cuplul acesta, Marele Preu și Marea Preoteasă. Dacă sunteți într-un cuplu divin, dacă v-ați întâlnit persoana aceea specială, sufletul pereche, darmic, flacăra geamănă, că am văzut totuși un 4 de bâte, posibil unii dintre voi să vă întâlniți cu ei. Mai în secret, Ideea este că fiind Marea Preoteasă nu este în poziția ei chiar normală. Unii veți afla niște lucruri pe care nu le știați despre perechea voastră spirituală. Și când zic pereche spirituală, vorbesc despre o legătură care poate fi foarte greu distrusă pentru că este foarte strânsă, este creată în alte planuri și este aprobată de divinitate, nu este făcută de oameni și de vrăjitorese, da? Așa. Am spus, veți afla, vă veți întâlni cu această pereche specială, unii dintre voi, nu toată lumea, depinde de harta voastră natală, evident, și veți afla, pentru că Marea Preoteasă e pe cale să dezvăluie ceva. Veți afla ceva, eventual, de ce nu v-ați întâlnit, ce rămâne să vedeți în câteva săptămâni, în câteva luni. Acum se declanșează forțele. Posibil pentru unii să aflați de ce persoana respectivă nu și-a arătat emoțiile, pentru că e un rege de cupe. Voi sunteți foarte entuziaști, da? Foarte flamboianți, dar ei rămâne de văzut sau să-mi povestiți cum sunt. Poate nu sunt așa, nu? Că opozițiile se atrag. Poate că ei nu și-au arătat dragostea, că regele de cupe are multă dragoste, dar nu arată. Și veți afla că ei vă iubesc, chiar dacă nu v-a arătat, că își doresc o relație stabilă cu voi, da? Și lucrurile acestea, aceste dezvăluiri vor veni, da, magicianul, manifestorul, comunicarea, este Mercur, da? Comunicarea, am vorbit și mai devreme despre 3. Aceste dezvăluiri se vor întâmpla într-un mod neașteptat. Da, într-un mod neașteptat. Vă va spune de ce a trebuit să așteptați pentru această dragoste, pentru această întâlnire, pentru acest super potențial emoțional, da? De ce a trebuit să așteptați? Pentru că au avut ei conflicte mentale, pentru că a mai fost încă o altă persoană, pentru că a trebuit lucrat ego-ul, da? S-a așteptat până la un moment dat, unul a plecat, da? Să-și echilibreze viața, să fie independent, da? Și așa e bine. Să nu așteptați, da? Cu ochii în soare. Vă vedeți de viața voastră. Nu așteptați. Dacă vine, vine. Dacă nu, nu. Sper să fac o înregistrare. Cât am vorbit. Eu zic că deocamdată ar fi ăsta un prim video. ca să le ascultați mai ușor, pentru că dacă e prea lung, le ascultați mai greuți. Eu între timp am iau un ceai de gălbenele, că e zodia leului și stomacul meu are manifestările lui de ego, da. Glumesc. Mai se întâmplă, sunt curioasă dacă și voi aveți probleme cu stomacelul. Închid și ne vedem la următoarea etalare. Pa! Și la mulți ani! Distracție plăcută!